Iată cum va arăta aici la Neptun. Pare că am găsit în sfârșit proiectul. În stânga va fi hotelul. Aici o să facă ceva cu apă. În dreapta piscina. Deci din nou ăsta e hotelul vechi. Lângă o să facă ceva cu... Deci ăsta are 7 etaje plus încă 5. O să fie un bloc cu 12 etaje, cu piscină. Piscina cea veche pare că o vor menține și o vor lăsa așa ca piscină, plus un băruleț pe ea, vor mai face ceva, plus piscine, ok. Hotelul vechi se poate vedea aici, ăsta pe care dau eu acum zoom, piscine în față și în fața hotelului două corpuri mari de 12 etaje, am calculat eu. Ceva de anvergură, adică să nu se tripleze. Cred că de 5 ori ar fi capacitatea de cazare din trecut. Pare un proiect de anvergură. Ce, în ce vrea a să transforme. Sper să le iasă și să fie frumos și bine pentru toată lumea. Așa că eu o să mă mai bucur puțin de nostalgiile mele și de faptul că e relativ răcoare. Și-s curioasă aici la Grand Hotel Canaiman. Anul trecut și acum 2 ani cred că mă uimise cu luxul dânsului. Aoleu, o viespe, sper să nu mă înțeapă în direct că doare. Adică nu-s alergică sau ceva, doar că doare, efectiv doare. Așa, de strada Neptun. Am arătat în partea cealaltă ce se întâmplă pe strada Neptun, pe promenadă, cum ar veni. Aici la Grand Hotel Canaiman, la Leișori. Aici trebuie să ai bani ca să te cazezi. Banul gros, confirmat, de lei. Forța leilor. Care cum? E frumos să și epatezi. Sunt de acord și cu asta. Why not? Și eu epatez până la urmă și mi-am pus. Adică îmi fac antrenament să mă fac nețo. Aur mult, să fie. Să-mi pun probabil și mai mult. Poate ar trebui să-mi fac o sectă. Să-mi fac o chestie, un simbol și nu cocoșul de aur, care de fapt e doar aurit, că e din argint. Să iau mai mulți cocoșei, să am așa o salbă. Iată. Promenada... Acolo este hotelul de Cebal, deci ce am arătat cu piscina mai devreme era, se vede de Cebal, vreau să se vadă de Cebal, că era parte din 2D, poate și de Cebal ăsta e din 2D, iată, de Cebal. Și aici la Grand Hotel Canaiman, nici nu-mi permit să mă sui, că voi fi dat afară, iată, păr lung, frumos, papuci. Aici a păcat de iarba asta, adică, nu știu, la 4 stele iarba asta, de asta ziceam, m-a pornit promițător, dar iarba asta ce facem cu dânsa? Și treptele au început să se uzeze un pic. Ia să mai vedem ce e pe aici. Grand Hotel Canaiman. Super. Super lux. Poate fi, nu știu, poate unul le place. Dar mie, nu știu, lux, adică nu poți să-mi dai lux dacă ai asta, pe bune. Adică ai lângă, dar în incinta unui hotel, oricum ar fi el, nu poți să ai așa ceva. Îmi pare rău, chiar nu poți să ai așa ceva. Mă doare capul, mi-e rău. În același timp mă și amuză, mi-amintește de copilărie, așa era la mine în Berceni. În permanență, astea sunt darele alea făcute în 90, care s-au distrus. Wow, calitate de anii 90, uitați ce s-a ales de ea. Măcar mă asortez cu ea, nu e așa rău. Ceea ce fac acum e un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aici o piscină tot de anii 90. Aici chiar avem o piscină pe bune, nu știu dacă am explorat-o. Asta ce hotel e? Terra. Deci asta cred că e piscina hotelului Canaiman. Avem aici niște uși frumoase. Chiar lângă piscină. Acolo, pe aici, pe la piscină, cred că m-am... Nu prea mai am pe unde să o iau. Aici un butan gaz. A fost evenimentul prevedia. Poate exploda sau să sperăm că este gol și nu o să explodeze. Aici avem niște leagăne, nu cred că sunt socialiste sau sunt socialiste astea, wow, fix, niște răcăciuni de astea, mamă, cum îmi plac mie. Dar totuși cred că sunt de anii 90 sau sunt socialiste, nu știu, dați-vă cu părerea că nu-mi dau seama. Wow, Pripyat, mamă, ce am găsit aici, ce avem noi aici, un Pripyat frumos, ia să vedem, scârție. Nu scârție, dar structura asta poate cădea oricând. Nu veni să vă jucați aici.
E pericol. Poate cădea pe mine, în direct. Ah, ce-mi place că pot să fac chestiile astea. Clătite mari 5 lei. Mamă, asta de mult, acum 1000 de ani. E, Neptunul și etapele lui de dezvoltare. E un peisaj foarte divers. Drept e că dacă ar fi totul la linie, nu știu, probabil că m-aș plictisi și aș căuta asta. Când era totul la linie, îmi doream dezmăț capitalist, îmi doream străluci și briz și nebunie. Acum că le am din belșug, caut natură, ia uite, niște mure. Niște zmeuri, dar astea cred că sunt niște mure. Așa, avem acolo și niște măceșe, pământul, melcii. Neptunul, care se va face mare, va crește mare și frumos și grandios. Va fi un litoral, poate, eu chiar sper cumva, poate ajunge video-ul ăsta, sau mai multe, că am tot spus despre asta, să fie litoralul pe tot timpul anului, să poți să faci revelionul la mare, efectiv. Să duci și toamna și primăvara, nu doar vara. Ei, mi se pare absurd să investești în niște hoteluri sau niște apartamente la mare pe care tu să le folosești doar vara, să n-ai o infrastructură. Păcat, ia uite, supermarket Neptun. Așa a fost gândit sistemul ca să aducă valută forte, tot zic asta, deja am făcut o placă, dar puneți mă încălzire centralizată, că niște calorifere, eu cred că e așa de... Adică e o investiție, dar cred că în timp investiția asta se recuperează și atunci nici nu se mai degradează dacă există trafic pe tot timpul anului, nu se mai degradează, tot e mai, nu știu, rotund. Ia să vedem la Hotel Apollo ce avem noi aici, cred că am mai trecut pe aici printre Terra și Apollo anul trecut și nu pot să zic că m-am spart. Wow, ăstea pare că și-au trăit raiul și-au mâncat mălaiul. Cred că nu le mai folosește nimeni sărmanele. Nu știu să mă plimb pe asta. Combinația asta, bumper cars și hoteluri de lux lângă și niște bumper cars abandonate și țărână și mac. O splendoare! Diversite, variete, fraternite, liberte. 2023, Neptun, rules, bumper cars. Cred că erau funcționale. Și aici la hotelaj, mamă, stai pe balcon și te arde aerul condiționat. Ia că ce frumos! Da, m-am sterpezit puțin, mă iertați, îmi pare rău că s-au făcut investiții și toate cele. Și cam așa o privire critică, eu cu lanțul meu care sunt un cocalar, evident. Dar îmi place calitatea și mai ales îmi place confortul. Ce confort am eu, care sunt fumătoare, da? De stau frumos la răcoare, bam și ies pe balcon, pentru că evident în cameră nu mi este permis să fumez. Și fiind aerul condiționat pornit, bam, mă pocnește căldura afară. Nu prea e confortabil, de asta mă supăr. Adică dacă tot faci, vă gândești de la confort. Da, ca orice român, îmi place să critic uneori și mie. Dar nu critic neapărat, mă joc cu ideea de a critica. Da, acest lucru este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Sama Hotels. Hotel Terra. Un asfalt de dinainte. Hotel Apollo. Da. Știu și eu. Mă duc să văd ce mai e la bâlea. Bâlea pare că ar fi rămas ca înainte. Să vedem.